Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a Sintezei Săptămânii. Vă propunem astăzi o dezbatere mai amplă pe diverse teme, pornind de la ce s-a întâmplat până acum în județ, cu sărbătorile Argeșului și Muscelului, ajungând până la regionalizare, dar noi așa trecând și prin evenimentele de la nivel național, ce se întâmplă cu extremismul, ce se întâmplă cu privatizările. Pentru aceasta l-am invitat în studioul emisiunii noastre pe domnul Șerban Valeca, senator al PSD Argeș. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Spuneam că vom începe discuția noastră de la ce se întâmplă în județ, că ne e mai aproape, nu Cămașa, mai eu decât Cămașa. Avem o sărbătoare foarte importantă în derulare, sărbătorile Argeșului și Muscelului. Aseară s-a terminat Festivalul Carpați. Ați participat, v-a plăcut? E lumea interesată? Că până la urmă pentru oameni facem. Da, este o inițiativă a Consiliului Județean, pe care eu am susținut-o cu tărie, mergând prin toate localitățile județului și văzând că de 7 ani de zile se reînvie tradițiile populare locale. Practic, această sărbătoare Argeșului și Muscelului cuprinde și majoritatea zilor de comune și cuprinde și acest Festival Internațional Carpați. Faptul că se desfășoară în fiecare localitate pe rând și culminează la sfârșitul lunii august cu spectacolul de la Muzeul Golești a făcut ca profesorii, primarii, autorității locale, părinții să înceapă să își aducă aminte, deci profesorii să învețe dansuri populare pe copii, părinții sau administrația locală să încerce să facă rost de niște costume din zona respectivă, să îmbrace copiii și să... Deci să ne învie niște tradiții și niște obiceiuri, pe de-o parte, și pe de-altă parte și o modalitate, fiind o perioadă de concediu, ca oamenii din județ, în fiecare localitate, aseară a fost în Pitești, au fost în diverse localități, să se bucure un pic de aceste manifestări. Deci și de la an la an se vede că participarea este mai numeroasă. Pe mine m-a impresionat aseară, de exemplu, în Piața Milea, faptul că, deși erau câteva zile libere, legate, era și Sfânta Maria, apropo să le zicem chiar cu o zi după... Un mic întârziere, da. Da, la mulți ani celor care poartă numele de Marin Maria. Totuși erau, după părerea mea, câteva mii de oameni în Piața Milea care au urmărit spectacolul final a competiției Festivalului Carpați. Un lucru îmbucurător, din ce în ce vin mai multe echipe din Est, să spunem, până în Vest, din Coreea de Sud până în Mexic, și este un lucru bun și pentru noi, pentru locuitorii Argeșului, că văd aceste lucruri, se pot bucura de ele și ca, cred eu, ca și o reclamă de țară, nu? Că până la urmă vin aceste artiști, văd, se fac contacte, își fac prieteni. Și vor vorbi de Argeș și peste hotare. De Argeș și de România peste tot. Ei vor vorbi de Argeș peste hotare. Important e dacă vom mai vorbi noi în curând despre Argeș și intrăm în subiectul la care voiam să ajung, și anume regionalizare. De ce spun important e dacă vom mai vorbi noi despre Argeș? Despre Muscel deja vorbim mai puțin, că și el a fost județ și a intrat în Argeș. Procesul acesta de regionalizare, anunțat și asumat de către guvernul USL, pare să fi început înainte să-i se fi dat startul oficial, cumva mai pe șest. Așa, asta e senzația în momentul în care instituții importante pentru județ își mută nu neapărat sediile, cât se închină, ca să zicem așa, la alte județe, gen finanțele la Prahova, garda financiară prin noua sa structură antifraudă, sau cum s-o numi, la Alexandria, mai nou, chiar în această săptămână, aflăm de direcția aceea pentru controlul rutier, trafic, la fel, la Alexandria, dusă. Nu e neapărat nevoie să te cotropească cineva ca să te stăpânească, nu? Cam așa ar fi. Nu, acum nu e vorba de totuși de România. Glumine, păstrăm proporțiile. Acum ce se întâmplă? Scopul acestei regionalizări, și o să vedem dacă chiar începe și se face, pentru că asta e un alt subiect, este să uniformizeze, să spunem, să dezvolte
să ajungă ca toate regiunile țării să fie dezvoltate într-un mod echilibrat. Pentru că acum sunt discrepanțe foarte mari între localități din cadrul acelui județ și, de fapt, între județe diferite. Faptul că se va face sau nu va fi o decizie care o să o discutăm probabil prima dată serios pe 31 august, când cei doi copreședinți USL se vor întâlni cu grupurile parlamentare USL, că până la urmă noi trebuie să susținem acest proiect și să decidem dacă, pentru că se leagă și de referendum pe Constituție, dacă se va face anul ăsta sau la anul, și pe care de consecință și procesul de regionalizare. Pe de altă parte, vreau să vă spun, după părerea mea, sau votul meu va fi să nu se facă anul ăsta, nu avem nicio grabă, pentru că, după cum bine știți, s-a dat o lege prin care referendumul trebuie adoptat cu 30% și Curtea Constituțională a spus nu, aceasta se aplică după un an de zile. Deci dacă am face acum referendumul Constituției, ar trebui tot 50%. S-au făcut sondaje de opinie și numai 30 ceva la sută din populație au declarat că ar veni la vot. Deci l-am face degeaba, dar populația nu este interesată de acest referendum și atunci n-are rost să ne mai agităm și să mai cheltuim bani de pomană. Deci părerea mea ar fi să amânăm referendumul la anul și pe cale de consecință și votul pentru regionalizare. Dar vom vedea ce se va întâmpla și ce vor zice și el la colegi până la urmă din Parlament. Acum, mai este în tot rău, nu există numai rău în toată această... În tot rău mai este și un pic de bine. Există o decizie politică la nivelul USL-ului ca o capitală sau un oraș să nu dețină, tocmai în ideea echilibrului, să nu dețină toată puterea. Și atunci, știți că sunt multe discuții și noi spunem că avem avantaje față de Ploiești, Ploieștiul spune care are avantaje față de noi. Evident, fiecare trage turta, exact, scuza pe turta lui. Eu niciodată, ca paranteză, nu o să votez ca și capitala regiunii să fie, dacă vom fi cu Ploiești în regiune, să fie Ploiești. Deci, indiferent ce se va întâmpla, deci nu vezi USL, eu personal nu. Deci, ori va fi Pitești, ori Pitești, ori nu. Ori București. Ca variantă, mai este o variantă care este în discuție, ca cele două județe să vină lângă București și Ilfov să formeze o... Dar nu vrea Oprescu, am văzut. Bun, acum, faptul că nu vrea primarul general e de discutat. Dar cred eu că... Bun, acum, fiecare nu vrea să fie singur și să conducă el. Nu o să se poată. Tocmai din acest motiv, cred eu că amânarea până la anul acestui proces și adâncirea discuțiilor și cu avantaje dreapta-stânga ar fi mai important. Dar revin la idee, în acest context este o decizie politică ca o capitală sau un oraș să nu dețină toată puterea. Faptul că, așa cum a spus dumneavoastră, finanțele publice au sediu central în altă parte, până la urmă sediu regional. Poate să fie un avantaj prin faptul că Ploieștiul deja luându-și câteva elemente de conducere, există posibilitatea ca și capitala să fie la Pitești, dar vom vedea. Eu cred că, sau sper să fie la Pitești, dacă nu, o variantă bună pentru noi, cred eu, ar fi și Bucureștiul, pentru că avea și regiunea și ministerul, noi suntem legați de autostradă, deci n-ar fi o mare problemă. Spuneți că unele instituții deja s-au dus în Alexandria, în Ploiești și lucrul ăsta poate să fie un avantaj pentru noi, pentru că, se poate stabili o capitală. Vă referiți la capitală administrativă, adică să avem acea prefectură regională, Consiliul Regional aici, că până la urmă acolo e bătaia peștelui, restul... Da, pentru că deja dacă ceilalți au luat, rămâne, nu poate să-și ia și, să spunem, Direcția de Finanțe și Gardă și nu știu ce, și capitala administrativă, da. Deci, până la urmă, e și această variantă. Da, am spus că în orice rău este și un pic, poate să fie și un pic de bine. Decizia nu este luată, dar... Asta nu cumva să se mute totuși centrul de interes în alte zone și administrativ, că se poate și acest punct de vedere să fie valabil, adică să lase cumva Piteștiul în marginal.
Nu, nu are nimeni interes să lase Piteștiul marginal. Problema este că, repet, ei încearcă, prin tot acest proces, încearcă uniformizarea, să spunem, sau echilibrarea, să spunem, din punct de vedere administrativ și mai ales economic, ceea ce va fi mai greu, mai ales economic. Se încearcă echilibrarea acestor zone. Cât de mult va conta faptul că Argeșul, de-a lungul vremii, a atârnat greu în balanța voturilor la nivel central pentru PSD, respectiv USL? Eu am mai spus-o la un moment dat, faptul că în 2012 a fost un val pe care au venit și alte județe care până atunci erau cum erau din punct de vedere al voturilor pentru PSD în special și PNL, dar pe valul acela au venit foarte puternic, undeva la scoruri foarte bune, și atunci cumva Argeșul nu mai poate să vină să spună: stai domne, că am scos scor bun, dăm ceva. Dar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat până acum în Argeș, până la aceste alegeri, ar putea. Din păcate, se pare că lipsește cumva acea legătură politică de care ar fi nevoie. E un ceva ce lipsește, pare. Nu, eu cred că este o senzație. Niciodată nu s-a pus în această gândire pe care Ministerul Dezvoltării a făcut-o împreună cu profesori de calibru, cu academicieni, deci în primul rând cu oameni de știință și apoi cu cei din administrație, nu s-a pus niciodată în balanță factorul politic. Ceea ce cred eu că contează pentru Argeș și avem toate avantajele, cu excepția față de Ploiești, a unui singur, numărul de populație este mai mare în Prahova. În rest, din punct de vedere istoric, stăm mai bine, am avut capitale țărănești, din punct de vedere universitar și al cercetării, deci al științei, stăm mai bine, din punct de vedere al exportului, pe cap de locuitor în județul Argeș, stăm mult mai bine datorită uzinilor Dacia, economic suntem pe locul 4. Deci avem foarte multe argumente. Acum, din punct de vedere al voturilor, cum a spus dumneavoastră, pentru PSD, bineînțeles că vor conta la un moment dat, pentru că e vorba de o istorie de 20 de ani, chiar dacă acest val acum a uniformizat cumva. Exact. Deci sunt 20 ceva de județe care au luat toți parlamentarii USL la nivel național. Ori noi suntem destul de deciși, cel puțin parlamentarii PSD de Argeș, majoritatea lor, și destul de căpoși să ne susținem ideile, inclusiv cu președintele Niculescu, și eu am spus-o și o să o declar, și am declarat-o mai devreme la dumneavoastră și o să eu spun și premierului, n-am niciun fel de probleme, am mai spus multe lucruri în față, eu nu voi vota niciodată, nu știu cât va conta votul meu, dar... Am mai auzit parlamentari de Argeș spunând lucrul ăsta. Nu, nici nu se discută. Dacă ați mai auzit, e foarte bine, și înseamnă că probabil niciun parlamentar de Argeș nu va vota. Dar cred eu că în momentul în care se va intra mai adânc în această analiză și se vor face și niște simulări în sensul dacă putem să luăm mai bine fondurile europene, că de aici s-a plecat. Exact. Și totuși vedem că nu este nicio regulă europeană în sensul ăsta, că la o regiune mai mare iei mai ușor fonduri decât la o regiune mai mică ca populație și ca suprafață. Deci nu există o regulă în acest sens. Și atunci cred eu că o gândire de redistribuire a fondurilor și o gândire de proiecte mai complexe pe zone, dacă vorbim de exemplu de drumuri naționale sau drumuri europene, da? Să le gândească ministerul, nici nu aș avea nevoie de regiune până la urmă. Deci las la nivelul județului tot ce înseamnă, ca să dăm exemplu drumurilor, da? Și restul le fac eu și să fie toate conexiuni, adică nu mai apuc de un drum european și fac numai pe teritoriul unui județ. Îi le iau din cârca Consiliului Județean și... Același lucru e valabil și la regiune, pentru că un drum, de exemplu, dacă vreau să fac o autostradă, să zicem, autostrada aia nu va traversa doar o regiune, va traversa două regiuni, trei. Exact. Și atunci... Deci e o discuție și, repet, trebuie să făcute niște simulări. Eu cât am fost 4 ani în guvern și am elaborat vreo 90 de acte normative, tot timpul
la cele importante, am făcut foarte multe simulări să văd dacă nu cumva încurc până să dau drumul la actul normativ la monitor oficial, să-l aprob și să-l dau la monitor, să văd dacă ajut sistemul sau îl încurc cumva. Sau unde sunt. Dar se fac aceste simulări acum? Aveți cunoștințe de ele? Nu știu, dar eu cred că dacă s-ar amâna, sigur se vor face și voi solicita la întâlnirea cu grupurile parlamentare să ni se prezinte, în afară de teoria generală, aceste simulări. Spuneați la un moment dat că nu veți vota. Pe de altă parte, dacă ne referim la vot, la anul vor fi niște alegeri importante. Atunci vor fi oare supuse dezbaterii publice și implicit votului și proiectul revizuirii Constituției și cel al regionalizării? Se va aștepta acel moment? Din discuțiile preliminare se va, Constituția, dacă se amână Constituția, votul pe Constituție se amână la legile prezidențiale. Da. Pentru că vor fi și europarlamentare și prezidențiale în toamnă. Da, pe de asta spune. Și atunci se amână pentru că nu trece acel an în care Curtea Constituțională îți dă voie să beneficiezi de procentul de 30% prezență. Deci la prezidențiale nu vor fi în același moment, ci numai partea constituțională. Și atunci regionalizarea va fi după. Da, automat, pentru că trebuie cuprinsă. Trebuie cuprinsă, deci Constituția. Nu e chiar acum. Bun. Da. Dacă ne referim la această regionalizare, au fost discuții legate și de alte criterii decât cele politice, economice, istorice, și anume cele etnice. Veți evita, și cum mă refer, veți evita, mă refer la guvern, evident, veți evita să cădeți în capcana acestor probleme etnice? Ați făcut măcar din punctul ăsta de vedere simulări? Vă întreb pentru că, iată, în Transilvania sunt aceste frământări. Vin extremiștii ca și cum s-ar plimba prin parc, da, în Transilvania și nu prea îi trage nimeni de urechi. N-am văzut decât acum, abia acum am văzut de la Cotroceni niște reacții și de pe la Ministerul Afacerilor Externe un picuț. Vedeți, dumneavoastră, Cotroceniu, timp de 8 ani de zile, 9 ani, de fapt, da? I-a lăsat pe băieții ăștia și a și dat un ton celorlalte instituții. Mă refer la Ministerul de Externe, la prefecturi. Acum Cotroceniu ia o atitudine, pare că e dintr-o dată super naționalist și n-aș știu ce s-a întâmplat până acum. Da. Bineînțeles că trebuie curmate, nu evitate, curmate aceste lucruri și niciodată regionalizarea nu se va face pe criterii etnice. Niciodată nu se va face și aici cred eu că indiferent că e vorba de forță de dreapta sau de stânga, toată lumea a căzut de acord că această regionalizare sau organizare pe criterii etnice a făcut-o numai Stalin cu regiunea autonomă maghiară. Deci nu vom accepta aceste lucruri. Și eu, ca membru în Comisia de Politică Externă, voi solicita acțiuni mult mai dure din partea Ministerului de Externe privitoare la interzicerea, să vedem care este forma, interzicerea acestor derbedei, că nu pot să le spun altfel, care vin în țară și agită spiritele. Pentru că tinerelul la care se face și el extremist pe acolo prin Ungaria este un derbedeu pentru România și își permite să facă niște afirmații care merită luat nici măcar, cum să spun, oficial, luat de urechi și dat un șut în fund peste graniță, că nu pot să mă exprim mai academic, la asemenea derbedei. Da, pe de altă parte avem libera circulație în spațiul european și omul vine și spune... Na. Da, dar uite, cu libera circulație, dacă dumneavoastră vă duceți la Viena și aruncați un muc de țigare pe jos, cu libera circulație și cu respectul cuvenit, plătiți vreo 1000 de euro amendă. Niciun fel de problemă. Și mai veniți încoată și mai aruncați, pentru că băieții au nevoie de bani ca să plătească gunoierii. Și să bucură, poate, dacă aruncați și un șervețel pe jos și iar văd 2000 de euro și iar să încasează acolo și mai plătește pe gunoierii. Deci așa trebuie să facem și noi, ca să-l plătim pe la care dă șutul și le-a dă urechi. Păi, da, e amendă. Corect, numai că la, adică, la noi până și plata amenzilor e opțională în țara asta. Lăsați că, repede, dacă se dă tonul, știți cum păi e. Da, să se dea. Asta dacă se dă tonul de sus, că nu e cazul și lăsăm pe băieția că l-au ajutat președinte pe la voturi și acum s-a trezit că nu mai are nevoie de voturile lor, o perioadă, că s-ar putea să o întoarcă, că domnul președinte se mai întoarce așa, acum facem pe naționaliștii, că înființăm un nou partid și trebuie să-l ajutăm un pic. Lăsați. Că de acolo s-a dat unul și de-aia probabil că instituțiile statului n-au marșat. Dar, repet, fără
fără niciun fel de diplomație, deși poziția în Comisia de Politică Externă mă obligă, o să cer acolo chestia asta cu trasul de urechi, că nu la derbedei de genul ăsta de joasă speță nu merge decât tras de urechi și aruncă afară peste graniță. Și o să vedem, o să întreb pe Ministrul de Externe și pe cei de la Minister, care sunt, să spunem așa, căile legale ca să nu se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Că nu se mai poate cu toți derbedeii care bântuie până Ardeal și care fac fel de fel de prostii. Adică, cred eu că democrație, noi am exagerat cu democrația și cu mine. Am lăsat pe toată lumea să facă ce vrea fiecare. Da. Adică chiar avem reprezentare de toate minoritățile, chiar avem partid, nu știu ce, chiar și îi luăm că unii sunt mai moderați și unii mai puțin. Nu! Deci lucruri, deci nu s-au acceptate nici pentru ton înalt, nici pentru ton mai jos, pe niciun ton. Acum, dacă permiteți, toate guvernările au tolerat într-o mai mare sau mai mică măsură asemenea chestiuni, începând de la UDMR, care, din câte știm, nu e partid. Da, bineînțeles că l-au tolerat, asta și spun. L-au tolerat și ei încet, încet au escaladat și și-au permis, oricum, în afară de altă figură preistorică și care trebuie dusă la muzeu, care este Tocheș, vin ăștia de afară, pentru că cei din țară nu sunt ei chiar așa de extremi, să spunem, și chiar așa de agitați, vine ea de afară și întărâtă. Și eu vorbesc în primul rând pentru cei de afară. Ați amintit la un moment dat că președintele are în vedere, totuși, la un moment dat s-ar putea să o întoarcă, pentru că ar putea avea nevoie de niște voturi. Vă referiți la Mișcarea Populară, da? Da. Cum vedeți apariția acestui partid? Așa cum mă interesează, cum vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat în Argeș ca semnal pentru ce ar putea poți PDL la nivel național până la urmă? Apropo de primarii care au dezertat, n-au dezertat, au fost întorși. Eu vorbesc din punct de vedere politic, nu pentru că v-au fost adversari sau nu. Pentru că dincolo de lucrul ăsta cu adversar sau nu, ne interesează viața unui partid și pentru că de acolo putem vedea niște tendințe, se trag niște semnale, e periculos poate pentru democrație, poate nu, poate așa e firesc. Părerea mea este că este un joc la un nivel mai, sau cum să spun, un joc mai înalt decât îl vedem la prima vedere. Președintele Băsescu are o mie de cum să spun, de puncte negative. A făcut o mie de prostii, dar ceea ce nu îi poate contesta nimeni este că are un nas politic foarte, foarte fin și e destul de abil. Eu cred că este un joc prin care aparent se rupe de PDL, da? PDL-ul pe fondul opoziției și faptul că va fi un pic contra crește. Lui Băsescu va crește, da? El între timp încearcă să facă pentru această mișcare populară un 5% să-i introducă în Parlament, da? Și atunci și cum PDL crescut, după care se reunesc forțele și el devine, cum să spun, liderul acestei noi mișcări sau unificări între PDL și Mișcarea Populară, pentru că are nevoie să țipe că nu va mai fi președinte, că sunt atacuri politice, pentru că are o mie de bube, pentru care probabil că va fi verificat. Deci cred că jocul este mult mai complex decât îl vedem la prima vedere. Faptul că el s-a supărat pe PDL, faptul că PDL-ul aparent, vedeți, unii neagă Mișcarea Populară, spun, nu ne ducem, alții încearcă să se ducă repede lingușitor și umil, cum a fost în județul Argeș, este încă un joc care nici ei nu știu foarte bine, cred că știe numai președintele și mulți se mai și împiedică, cum s-a întâmplat în Argeș, pe drumul ăsta, neștiind unde să ducă spre Mișcarea Populară sau spre sau să rămână sunt în PDL. Sunt precauți. Da. Nu au vrut să ducă, s-au împiedicat până la urmă. Dar cred că jocul sub forma asta e și cred că populația nu trebuie mințită, deci tot faptul că sunt PDL-i sau de la Mișcarea Populară sau nu sunt nici mai curați, nici mai... Deci sunt cu atâtea, tot atâtea lucruri bune și tot atâtea lucruri rele care le-au făcut în guvernare. Pentru că am amintit și să încheiem cu acest capitol de europarlamentare și prezidențiale. Este clar, PSD va avea lista sa, PNL va avea lista sa, s-a stabilit deja, da? Deci nu se pune problema ca USL să meargă împreună acolo, Partidul Conservator la fel. Sunt acolo premizele, mai ales că sunt și prezidențialele, ruperii USL? Pentru că multă lume vorbește de lucrul ăsta.
Nu, deci, cum să spun, faptul că sunt personalități multiple în fiecare organizație și mai ales la nivelul unei asemenea construcții politice, faptul că nici eu nu sunt de acord de multe ori cu un coleg de partid sau cu un coleg de la liberali sau eu știu cu cine, deci nu înseamnă că gata, de aici încolo se va rupe USL-ul. E normal să avem păreri diferite, de-aia suntem oameni, de-aia avem cap să judecăm fiecare, dar ne subjugăm interesului general. Deci la europarlamentare vor fi liste diferite, pentru că familiile politice la nivelul Parlamentului European sunt diferite, dar nu vor fi atacuri, deci tot împreună vom merge, numai că nu vom fi pe aceeași listă și sub sigla USL. Asta nu înseamnă că ne-am despărțit, ci numai datorită faptului că să ne putem înscrie după aia în grupurile politice, noi la socialdemocrați, liberalii la ALDE, Partidul Conservator la fel, deci nu înseamnă că gata, de aici începe ruptura. Noi avem un singur candidat care au fost votat de toate cele trei congrese ale partidelor și de un congres, să spunem, de adunare reunită. Suntem oameni serioși, numai dacă, Doamne ferește, nu știu ce s-ar întâmpla și domnul Crin Antonescu ar avea, nu știu, la anul, prin august, să spunem, 1%. Nu se poate, da. Atunci s-ar putea discuta schimbarea candidatului la președinție și atunci liberalii ar lua guvernul și noi ar trebui să punem un candidat la președinție. Deci Ponta. Asta este în, nu știu dacă Ponta sau altcineva, cel mai bine clasat, se spune acolo. Deci sunt lucruri scrise în protocol, dar cei care bagă bățul prin gard așa ca să agite populația, să dea senzația că uite, ăștia nu prea sunt foarte sigur, nu. Este o unitate. Bineînțeles că suntem oameni și avem păreri diferite și le discutăm. Asta nu înseamnă că până la urmă, la vot, nu putem ajunge la un consens. Să ne întoarcem puțin în Argeș. Spuneam de instituții care și-au pierdut cumva puterea aici pe plan local, trebuind să se închine cumva la o altă poartă în alte județe. Noi avem totuși în Argeș, spuneați, și un centru puternic economic, un centru de export, un pol important în Mioveni. Tot în Mioveni avem și un pol important de cercetare. S-au produs niște schimbări acolo, niște transformări, care ar fi? Deci am mai apărut prin media datorită faptului că Institutul la Mioveni era în subordinea unei regii care avea sediul la Severin. Și în ultimii ani acea regie condusă de PDL a făcut foarte multe prostii și foarte multe datorii, nu mai prostii. S-au trezit fără niciun fel de vină, fără să aibă niciun fel de legătură comercială cu tipii respectivi și având o singură persoană juridică fiind, s-au trezit cei de la Institut Conturile Blocate și atunci a trebuit să am o luptă din 15 ianuarie, practic până acum o lună, să convinc guvernul că ei nu aveau nicio datorie de un leu la bugetul de stat. Nu le trebuia niciun leu de la buget de stat în plus. Și nu mai trebuiau să lăsa să trăiască, să desfășoare programele naționale și internaționale, pentru că au și multe proiecte europene câștigate și avem și proiecte împreună cu Departamentul Energiei din SUA, deci lucrăm pe plan internațional și nu mai trebuia să își desfășoare activitatea. Și atunci s-a spart fostul RAN, acea regie, în două, deci au rămas două unități la Severin și Mioveniu, Piteștiu și cu un centru de la București. S-a format regia autonomă de tehnologii pentru energetica nucleară printr-o ordonanță de urgență cu sediul la Mioveni. Este regie de interes strategic național și iată că este o unitate cu sediu în județul Argeș și coordonează și o unitate din București. Ține direct de Ministerul Energiei și Ministerul Economiei și se ocupă cu tot suportul tehnic național privind energetica nucleară în lucrul România. Ăsta tocmai pentru a ajuta institutul și societatea să funcționeze autonom, să funcționeze normal, pentru că erau acele balasturi. Exact. Și acum, practic, șefii, să spunem, centrala este aici, ține direct de minister, ei își vor decide toată soarta, toate proiectele de viitor. Lucrăm împreună cu colegii. Eu am muncit foarte mult pentru acest proiect. De asemenea, și colegi de la USL ne-au ajutat, nu mai vorbesc de domnul președinte Nicolescu, sunt mulți care și-a rugă și niște drepturi, dar dacă îi întrebi ce e prin ordonanță, nu prea știu, dar nu contează asta. Important e că s-a făcut.
Noi lucrăm pe trei paliere, cum mi-a prezentat și premierului. Deci, odată, funcționarea în condiții de securitate nucleară a reactorilor 1 și 2 de la Cernavodă, că noi avem suportul tehnic pentru ele, și a reactorului Triga de aici. Pe termen mediu, susținem definitivarea construcției reactoarelor 3 și 4, iar pe termen lung, lucrăm la un proiect de generație 4 de reactoare la nivelul Uniunii Europene, unde lideri sunt Ansaldo din Italia, împreună cu Belgia, cu mai multe țări, și lideri științifici cumva suntem noi și dorim să facem amplasamentul acelui reactor chiar aici. Deci avem și un proiect de viitor de, pe termen lung, următorii 20 de De care s-a vorbit cumva. S-a vorbit, așa, n-am spus noi foarte multe detalii, că vrem să câștigăm întâi acest final, să spunem, această decizie la nivelul Uniunii Europene, având în vedere că este un beneficiu economic, o dată că Uniunea Europeană finanțează 90% și țara gază numai 10%, și este și un beneficiu, să spunem, industrial, pentru că, practic, după câteva teste de un an de zile, rămân în producție 100 de megawatt. Practic, am asigurat toată zona uzină Mioveni și administrația locală din județ, i-am asigurat cu energie electrică ieftină. Da, da, din punctul ăsta de vedere al energiei, da, ar trebui făcut ceva și știți mai bine decât mine lucrul ăsta, și să ducem în afară surplusul de energie, că ne-am trezit cu tot felul de eoliene, de parcuri solare și da, care au producem, producem și... Asta e o prostie a guvernului Boc, iarăși. Noi, eu n-am prea, am fost omul, dar atâtea prostii am găsit în urma guvernării Boc, încât trebuie să le spui ca să înțeleagă lumea. Deci, cu aceste aprobări exagerate pentru energie eoliană, și n-ar fost numai asta, dar inclusiv certificatele, acele certificate verzi. Deci, practic, cei care au construit energie eoliană au avut finanțare 100% de la, aproape de la Uniunea Europeană, ei nu au investit nimic, da? Au concesionat de la primării niște terenuri, au venit pe banii europeni, au montat și a venit guvernul Boc că îi dă 100 și ceva de euro pe certificat. Adică un bonus... După ce eu nu m-a costat aproape nimic, am mai vin și îmi dă statul... Celor. Normal că omor restul de producție energetică. Iar acel bonus l-a băgat pe factura consumatorilor. Guvernul Ponta a amânat vreo 4 ani această plată ca să stopeze un pic avântul și debusolarea sistemului energetic. Pentru că dacă bate vântul, trebuie să opresc o termocentrală. Dacă se oprește vântul și în Dobrogea ies 600 de megawatți, trebuie să pornezi termocentrala oricuia. Nu te poți juca cu cazane, cu turbină, cu mii de tone de cărbune, pentru că distrugi utilajele sus, jos, oprește-o, pornește-o, ca și cu mașină. Trebuie să aibă niște parametri de funcționare. Bineînțeles, să meargă limp până intră în parametri și distrug utilajele, distrug turbine, distrug cazanele. O altă măsură pe care a luat-o guvernul Ponta, că făcea referire la această amânare, este cea privind TVA-ul la pâine și ne mai despart doar câteva zile până la urmă, da, până la intrarea în vigoare a ordonanței în sine. Sincer, așteptările dumneavoastră sunt pe măsura promisiunilor sau dorințelor celor care au inițiat proiectul, și anume că va scădea evaziunea, că se va resimți și în buzunarul cetățeanului, dat fiind că e vorba de un produs foarte, foarte mult comercializat. Evaziunea, am două, deci o singură credință, că evaziunea va scade. A doua credință, că va scădea prețul pâinii, nu am. Dar aici, dacă, pentru că guvernul nu are niciun fel de control, pentru că fabricația de pâine este 100% privată. Dar dacă acești oameni din domeniu și patronatele din domeniu înțeleg că prin această măsură este un prim pas și ei nu vor scădea prețul pâinii, nu se va putea lua a doua măsură, pentru că se dorește scăderea prețului TVA-ului și la carne și la zahăr, la ulei, la produsele de bază. Și dacă ei nu vin cu un guvern să dea un semnal, că probabil că niște câțiva bănuți acolo nu contează foarte mult. Nu, temerea, da, e că această diferență de la 9% la 24% se va regăsi cumva în adaos și asta e. Știți cum dădea lumea până acum un leu 20, un leu 30, un leu 50 pe pâine? Dar, repet, evaziunea sigur va scădea, dar dacă patronatele nu înțeleg să facă, da, un efort chiar să scadă prețul pâinii, ca și semnal, ca guvernul să-și continue și să dovedească și organismul internațional, uite, măsura a fost bună, a început să scadă un pic, populația simte, hai să scădem și la celelalte și să intrăm totuși pe niște prețuri
mai adevărate și mai nu normale. Nu aliniate pentru, neapărat. Da, nu aliniate neapărat, ci suportabile pentru români, efectul politic, să spunem, social nu va fi, dacă nu va scădea măcar ca... Și nu se vor putea aplica următoarele. Dar ceea ce este cert este că evaziunea va scade. Este prima taxă care scade, da, în România în ultimii 10 ani. Da. Până acum am avut parte numai de creșteri, dar din păcate, în paralel cu această măsură, au fost și introduse, sau s-au pus mai degrabă bazele introducerii unor noi taxe de către guvernul. Nu vă e teamă că... Nu, e o singură... E o singură taxă care este, până la urmă, pe lux. Deci se mărește, nu este o taxă suplimentară, ci se mărește pentru produsele de lux, iahturi și ceasuri, nu știu de care, și pe care probabil, nu știu... La accize vă referiți, dar mă refeream și la faptul că vor fi introduse niște taxe noi pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor. Din cedarea folosinței, din chirii, da. Da, e foarte corect, pentru că, repet, tot o chestie de lux este, că nu știu dacă cea amărât are el 7 apartamente sau 7 case să le închirieze. Deci au fost niște tipi care au beneficiat de acele retrocedări, care s-au făcut pe acte corecte sau mai puțin corecte. Am înțeles că m-am aflat și eu acum de curând că pe la Chișinău și pe la Ottawa, prin Canada, se îmbătrânesc niște acte. Dacă vrei să ai un act de la 1800, îl poți obține relativ ieftin. Da? Deci, și băieții aia, bineînțeles că au 7 case, echipele retrocedate, că toți sunt urmași de regi, de prinți, de domnitori, de baroni, de moșieri, deși noi am fost o țară de săraci. Da? Asta e viața. Da? Moștenitorii s-au mulțit. Da? Și le aveau la închiriat. Și eu cred că este foarte corect ca taxa pe chirie să se mărească un pic, să se facă venit de la bugetul ăsta, ca și acciza la iaht, la nu știu ce ceas longin, sau mai știu cum se numește, că nu mă pricep. Da. Pe de o parte, aici chiar făceam o analiză zilele trecute referitoare la aceste retrocedări. Avem și noi în Argeș destule exemple în care au fost retrocedate imobile și ele sunt cumva nici măcar în conservare, pentru că se degradează de la o zi la alta, dar pe de altă parte sunt proprietari bătrâni care au fost deposedați abuziv de aceste imobile în perioada comunistă, nu au avut nicio vină, mutați fiind la locuri, așa, care spun, dom'le, nu mai am cum și cu ce să reabilitez această clădire pe care cei care au stat acolo mi-au distrus-o, nu eu, că n-am cum, acum așa am preluat-o. Vedeți, sunt multe și prin Pitești, ați văzut destule care stau să cadă mai. Vedeți, noastră, intrăm într-o discuție destul de complexă. Eu știu când eram în guvern că am făcut o analiză pe Malaxa. Da. Deci atunci, în 2001, începuseră aceste cereri de retrocedare. Dacă ar fi fost corecte cererile, deci neverificate, numai cererile care au, România trebuia să plătească vreo 200 de miliarde de euro. 200 de miliarde de euro. Cred că nu e toată țara asta atâta. Deci era evident că nu sunt corecte. Nici prețurile și parcă nici cererile. Și a fost întrebat cei de la finanțe dacă au arhivă. Și au zis, da, noi avem o arhivă foarte bună. Și s-au luat, și dau exemplu zilor Malaxa. S-au luat arhiva din 40-50, da? Și dacă, ca să vă dau un exemplu, nu mai țin minte cifrele pe din afară, ceea ce știu este că valoarea de inventar a bunurilor, nu a afacerii, a bunurilor, era de 10 lei și datoriile la stat al lui Malaxa în perioada respectivă, erau de 200 de lei, erau de 20 de ori mai mari. Și atunci a trecut prin cât a fost aurul, cât a fost leu vechi, leu nou, s-au translatat în anul 2002 și a fost chemată moștenitoarea lui Malaxa, care era pe bune moștenitoare, era ceva fiică nepoată, și s-a pus în față. Uite, lumea care e. Ia verificați. După 3 luni a venit și a zis, mulțumesc frumos, nu mai revendic. Și a venit Alianța, a dat cu PDL-ul și a zis, ia-l tată, și au dat nu știu câte sute de milioane. Deci dacă la aceste clădiri, da, foarte bine, este incorrect că i s-a luat, era casa omului, da, dar întreținerea, pentru că altfel ea s-a dărâma. Deci statul român, că a fost acolo o grădiniță sau mai știu eu ce a fost, a întreținut-o, a încălzit-o, a reparat-o, a întărit temelia, a schimbat acoperișul. Și toate astea au fost niște cheltuieli și există arhivă la finanțe
Iar el, dacă ar fi luat, ar fi închiriat-o și ar fi avut un venit, ar fi fost și pe urmă, prin diferență, poate el avea de luat niște bani sau de dat la asta niște bani, nu știu. Și pe urmă vedem ce facem cu imobil. Adică trebuie să venim la zi cu toate aceste... Aveți cunoștință dacă mai există vreun stat în care s-a procedat similar cu ce s-a întâmplat la noi în țară? Nu, din câte știu eu, nu. O chestie similară s-a mai întâmplat prin Argentina, tot un stat latin și care a reacționat așa la inimă, la fără analize foarte clare și fără calcule și fără analize publice, și ați văzut ce s-a întâmplat, că erau să intre în faliment. Bun, ne vom referi acum tot la ceva legat de aceste retrocedări. De această dată, statul nu retrocedează, ci privatizează. Scoate tot felul de active, tot felul de companii care s-a dovedit că în proprietatea statului nu merg așa cum ar trebui să fie. CFR și așa mai departe. Un întreg scandal a izbucnit în jurul acestor privatizări. Întrebarea mea este nu neapărat de ce le scoatem, că le scoatem. Întrebarea e, chiar nu se găsește nicio soluție din partea statului, ca om care a făcut parte din guvern, pentru a fi numiți niște manageri responsabili să ducă pe profit aceste companii? Și vă dau exemple în câmpia asta Brăganului sau prin zona mai de sud, erau linii de cale ferată care erau total nerentabile în custodia CFR-ului. În momentul în care s-a privatizat treaba, că sunt linii din astea private puse la dispoziția unor companii mai mici, adevărat, nu ca cea care a venit să preia CFR, dintr-o dată au devenit rentabile, pentru că omul ăla interesat fiind de profit, a îmbunătățit infrastructura, a pus la dispoziție un tren încălzit, a cerut bilet și a verificat și nu l-a găsit cu bilet, l-a dat jos din tren că îl dădea afară pe ăla care lua peșcheșul și așa mai departe. Noi, statul, nu poate face la fel? Trebuie neapărat să le dăm pe nimic și după aceea să nu mai avem nimic? Nu, răspunsul este simplu și este la mintea cocoșului și eu susțin aceste lucruri, bineînțeles că poate să le gestioneze. Bineînțeles că există, sisteme în lumea internațională, în lumea de lângă noi, prin care, indiferent că ești companie de stat sau privată, trebuie cum poți să-ți urmărești și să-ți eficientizezi o companie. Și dau numai două exemple. Dacă e o companie foarte mare, greu de manageruit, și atunci faci centre de cost-profit, un pas pe centre de cost-profit și le obiști pe fiecare să meargă în funcție de pe profit zero sau pe profit foarte mare, alții, pe pierdere controlată și îi dai 2 ani de zile să intre pe profit. Deci există sisteme sau DSM-ul, așa numit, Demand Side Management, adică managementul pe cerința clientului. Deci trebuie să văd clientul, ce m-ați dat dumneavoastră exemplu în Părăgan, da, probabil că erau mai mult transporturi de grâne și de alte, și atunci pun mai multe vagoane de marfă decât cele de călători și așa mai departe. Deci în funcție de să mă orientez pe cerința clientului, și sunt foarte multe în teoria managementului. Și avem oameni pregătiți în România. Din păcate, dacă vorbim de CFR, deci asta e la modul general, dacă vorbim de CFR, iarăși trebuie să vorbim de BOC. Asta e viața. Deci a pus-o pe contractul cu femeiul, cu cel care te-a împrumutat. Și asta este ca o garanție la o bancă. Dacă ți-ai pus casa la bancă, nu mai poți să zici, acum pun grajdul, că nu merge. Ăla zice, dom'le, ai fost serios, era țară, era guvernul României, aprobase Parlamentul la vremea aia, nu mai scrisoarea de intenție, nu mai merge, a aprobat-o președintele țării, nu mai merge să o mai dai. Ceea ce face președintele, face iarăși un joc de asta de imagine. Eu sper să se facă cu mai multă atenție, să nu se mai privatizeze, eventual și introducerea acestui management privat. Este sau nu este câteodată o soluție? Dacă, în schimb, am face criterii foarte clare și am pune un manager român, străin, nu contează, și care îl dă afară după un an dacă nu face 2, 5, 7 sau câștigă destul de mulți bani dacă face, ar fi foarte, foarte în regulă și compania poate să nu contează care e acționarul, că companiile în România se conduc după aceleași principii.
Din contră, la stat este și mai greoi un pic, pentru că trebuie să respecte mai multe proceduri decât privatul. Privat, deci da. Chiar managementul la stat e un pic mai greu în zile de azi decât managementul la privat. Sigur, dar dacă vreți, până începând cu o chestiune elementară, un angajat care nu-și face treaba, e mult mai greu de dat afară la stat decât unul la privat. Și am văzut nenumărate cazuri în care au câștigat și salarii din urmă și reîncadrări și așa mai departe. Dar, apropo de dat afară, ANI sau nu știu cine a pus gând rău primarilor. E vorba de 1200 de oameni la nivel național, primari, viceprimari, aleși local, președinți de consilii județene. Majoritatea ai USL, că asta e, ați câștigat alegerile de o manieră categorică. Dacă ar fi să mergem pe firul logicii ANI, în curând ar trebui să avem alegeri parțiale din astea anticipate, pentru că mulți primari ar rămâne fără mandat. Ce aveți de gând să faceți? Pentru că primarii vor să protesteze la guvern, sunt nemulțumiți. O lege le spune să facă ceva, alta le interzice. Da. Acum, ce se întâmplă? Întâmplător am aprofundat subiectul de câteva luni de zile. Eu nu sunt un apărător al lui ANI în ceea ce face, dar aici chiar este o lacună, sau nu o lacună, ci este o neconcordanță legislativă. În sensul că legea administrației publice locale îi obliga pe primar și președințele de Consiliul Județean să facă ceva, să-și controleze foarte bine noile societăți care au de stat formate, nu erau private. Conflict stat-stat numai în România există. În general este conflict stat-privat. Adică nu poți să fii și la stat și la privat. Da? Dar dacă reprezinți statul, poți să reprezinți. În România nu poți să reprezinți. Dar în sfârșit asta e altă discuție generată de concepția noastră. Și ANI, legea ANI, care într-adevăr interzicea participarea în orice altă societate. Din acest motiv, cei de la Mioveni mi-au pentru că au o asociație a orașelor și a juriștilor de oraș, mi-au sesizat, am lucrat la un proiect de lege, am fost în Constanța, pentru că noi grupul de la Senat, de la PSD, am decis să începem să mergem prin diverse județe și am început cu Prahova, Constanța, probabil că anul viitor vom veni și în Argeș și încercăm să mergem prin toată țara să luăm pulsul chiar de la fața locului. Și în Constanța am fost încăierat, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, de primarii care au ridicat această problemă. Și atunci m-am grăbit, asta era pe la sfârșitul lunii iunie, în sesiunea parlamentară trecută, și m-am grăbit și am definitivat proiectul de lege, că lucram la mai multe și chiar l-am înregistrat pe 26 iunie, adică am propus modificarea legii administrației publice locale în sensul de a putea și de a fi obligat să facă parte, deci de a fi permisivă în mod evident. Ca să înțeleagă și lumea, pentru că lumea poate nu înțelege despre ce e vorba. O lege îi obligă pe primari și pe președinți de le permite, da, le permite. Să facă parte din Consiliul de Administrație ai Regiei de Apă. Inclusiv din societăți aflate în subordinea acelor entități locale sau a unor asociații, ADIA și așa mai departe, iar în ANI spune că nu e regulă. Spune că nu e voie. Pentru că asta nu e foarte clară. Și atunci am clarificat în legea și sunt neretribuite mult. Da. Și am clarificat în legea administrației publice locale acest lucru. Alți 17 colegi senatori PSD au semnat alături de mine și eu spun că se poate rezolva relativ ușor. Inițiativa legislativă există. Dacă se decide la 1 septembrie discutarea în regim de urgență, practic într-o lună și jumătate ea poate ieși și clarifica această situație, pentru că într-adevăr este un lucru strigător la cer, că nu poate să fie un om, poate greși, al doilea poate face intenționat, dar când vorbești deja de sute de oameni, e un fenomen de masă și e clar că undeva a fost o neînțelegere legislativă și o neconcordanță. Oamenii s-au apucat de bună credință să facă acele structuri. Pentru că ați amintit de 1 septembrie, practic se apropie cu pași de pe zi o nouă sesiune parlamentară. Mai avem doar vreo 3 minute și aș vrea să știu ce ne așteaptă din punct de vedere al agendei Parlamentului, Senat, care ar fi cele mai importante lucruri la care să ne așteptăm în această toamnă? Agenda legislativă, sau să spun așa, prioritizarea se va face la această discuție cu
reprezentanții guvernului pe 31 august. Din punctul meu de vedere, ceea ce voi susține acolo va fi o legislație privitoare la creșterea economică și creșterea locurilor de muncă. Adică a fost o perioadă de acest an de plata datoriilor. Că practic dacă e să judecăm relativ simplist, dar destul de corect, bugetul țării se parte în două. O parte sunt salariile celor care lucrează la stat, profesorii, poliție, administrație locală și așa mai departe, și o parte sunt banii de investiții. Guvernul Boc, după cum v-am spus, nu știu dacă știți, noi în fiecare lună avem un ministru la Senat. Deci o luni la grupul de senatori PSD, obligatoriu vine un ministru. Odată un liberal, odată un PSD-ist, odată un liberal, odată un PSD-ist. Și luăm la întrebări, discutăm, le cerem, luăm probleme din teritoriu, ca să nu facem mare, că nu tantamul ne interesează, ci să rezolvăm problemele. Și a venit așa, ministrul sănătății a venit și ne-a declarat că are 900 de milioane de euro datorii lăsate de Boc, care trebuie plătite. Ministrul lucrărilor, marilor lucrări, Dan Șova, Parlamentul i-a dat 600 de milioane, i-am aprobat, de euro, și el are vreo 580 de milioane datorii. Deci el are 20 de milioane să facă străzi, să stupe gropi în România, deci nimic. De la FMI a venit ministrul finanțelor, de la FMI, Comisia Europeană, trebuie să plătim 5 miliarde de 600. Deci dacă adunăm, nu mai vorbesc de administrațiile locale ce datorii au și ceilalți la școli, ministrul educației și așa mai departe, vedem că cei 7 miliarde cât a aprobat Parlamentul pe investiții se cam duc pe datorii. Și atunci, anul viitor, pentru că în mare parte datorile se vor plăti anul ăsta, anul viitor chiar vor rămâne bani de investiții. Dar mai sunt niște posibilități de a împrumuta cu dobândă mică pentru niște proiecte foarte concrete. Și atunci cred eu că o legislație care să permită demararea unor lucrări de investiții, pentru că în orice țară crearea de locuri de muncă, am mai avut discuții, ce domnule, nu le face statul, le face privatul. Nu. Masa critică, să spun așa, o face statul, masa, începutul. Adică 30% din investițiile anuale unei țări trebuie să le facă guvernul și restul vin privații cu 70% lângă și investește ei. Ori, pentru mine, cea mai importantă lucrare, asta ar fi o legislație privitoare care să susțină crearea de locuri de muncă. Bun, să sperăm că se va și întâmpla. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Vă vom mai invita și cu alte ocazii, că vor fi destule, se vor întâmpla cu siguranță destule. Mulțumesc încă o dată, mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit astăzi. Rămâneți alături de noi, urmează știrile și, așa, pentru unii urmează și concediile. Bucurați-vă de ele, așa cum vă dorim să vă bucurați și de weekendul care urmează. La revedere, toate cele bune!